Am revenit, suntem în direct de această dată. Invitatul jurnalului este Costel Grujdea, inspector șef la ITM Iași. Bună seara și bine ați venit în jurnal. Bună seara, bine v-am găsit și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Începem discuția cu acele controale desfășurate în ultima perioadă. Ce au vizat? Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași a avut în ultima perioadă controale mai mult legat pe combaterea acestui virus, coronavirusului. Vorbim de legea 55 și nu în ultimul rând vorbim de legea Securității Sănătății Muncă și legea 53 privind codul muncii. Să înțelegem că în această perioadă controalele ITM s-au intensificat în perioada pandemiei, mă refer. Pe perioada pandemiei, chiar dacă conform decretului prezidențial ITM-urile au avut, să spunem, suspendate controalele. Noi am mers mai mult pe partea de consiliere și informare și am verificat, inclusiv au fost destul de multe petiții la nivel de ITM Iași, sunt zilnic zeci de petiții și chiar și în perioada, să spunem, decretului prezidențial am avut petiții și a trebuit să mergem să le verificăm. Iar dacă ar fi să vorbim despre neregulile găsite la fața locului, care au fost cele mai importante, cele mai des întâlnite? Mergem în continuare pe munca la negru, vorbim de munca fără forme legale și în perioada decretului prezidențial și după, vorbim de perioada de după suspendare, vorbim de controle privind persoanele care au avut contractele de muncă suspendate, cei care au fost în șomaj tehnic. Am avut o campanie și pe zona asta. Vorbim de munca la negru, care, după cum vă spuneam în continuare, suntem marțați pe ea. Dacă ne puteți da exemple și de domenii în care a fost identificată, este identificată cel mai des munca la negru. Știu că în anii anteriori domeniul construcțiilor era pe primul loc atunci când venea vorba de acest lucru. Este, într-adevăr, în domeniul construcțiilor avem destul de mari probleme, pentru că ei consideră că mergând, eu știu, un șantier, inspectorilor le este mai greu să identifice, dar noi facem controle în colaborare cu celelalte instituții și aici mă refer cu jandarmeria, am început să identificăm controlele pe zona asta, dar vă spun și în zona, eu știu, a restaurantelor, am identificat în ultima perioadă persoane care lucrau fără forme legale. În comunicatul de presă pe care ni l-ați trimis data trecută, dacă nu greșesc, era specificat faptul că au fost înregistrate, au fost depistate și persoane care, deși se aflau în șomaj tehnic, erau totuși la muncă. Așa este, am identificat chiar în zona, eu știu, a construcțiilor. Vorbim de domenii în care în vremea decretului prezidențial n-au fost suspendate acele activități. Și aici mă refer la una din activități care n-a fost suspendată, a fost zona construcțiilor. Erau constructori, erau, eu știu, angajați la firmele de construcții care nici măcar nu au știut că sunt în șomaj tehnic. Acele persoane au fost identificate, firmele au fost sancționate conform legii. Apropo de sancțiuni, multe sancțiuni au fost date în perioada aceasta? În perioada aceasta am avut aproximativ 800 de angajatori verificați și cuantumul amenzilor ne apropiem de 1 milion de lei. Asta ce înseamnă? Mult? Puțin? Nu știu dacă, nu cred, nu putem să spunem că e bine, că e mult. Noi am preferat să fie cât mai puțin, pentru că perioada asta nu este o perioadă ușoară pentru angajatori, dar trebuie să înțelegem că legea este lege și va trebui să o respectăm cu strictețe. Cele mai multe amenzi au fost, într-adevăr, pe zona persoanelor identificate unde s-a identificat munca la negru sau munca fără forme legale. După cum știți, amenda este de 20.000 de lei per persoană identificată care nu are un contract de muncă. Iar dacă ar fi să comparăm cu ceilalți ani, bine, nu erați dumneavoastră la conducere, mai multe cazuri de muncă la negru în această perioadă sau nu neapărat se menține acel trend? Să spunem, acel trend. Noi încercăm să-l scădem prin intensificarea lor și mai mult să informăm pe angajați că au dreptul la acest contract de muncă. Angajatorii trebuie să înțeleagă că munca la negru nu ajută pe nimeni și mai ales nici pe ei
ei, nici pe angajați. Vorbim de, dacă tot vorbim de, tot de construcții, unde într-adevăr zona asta, să spunem, în zona asta sunt mai mulți, trebuie să înțeleagă acei angajatori că taxele au scăzut și acele persoane trebuie să beneficieze, să beneficieze de un contract de muncă. Pentru că acea persoană, în afara faptului că nu, eu știu, nu are un contract de muncă, nu este asigurată medical, în șantiere se întâmplă tot felul de accidente și gândiți-vă ce se întâmplă cu o persoană care nu are un contract de muncă, nu este asigurat și, și ferească Dumnezeu, eu știu, mai se întâmplă să aibă și un accident de muncă, lucrurile se complică din punctul ăsta de vedere. Apropo de accidente de muncă, în această vară au fost înregistrate multe accidente de muncă. Știu că la fel, domeniul construcțiilor era pe primul loc atunci când venea vorba de accidente grave de muncă. În perioada, în primul trimestru al anului 2020, am avut aproximativ 95 de evenimente, din care 18, din care 8 au fost accidente mortale. La aceste, eu știu, accidente ușoare sau accidentele de muncă unde nu este, nu se întâmplă, nu sunt persoane decedate. ITM-urile doar verifică, cercetarea efectivă o face angajatorul și doar ITM-ul, inspectoratele teritoriale doar verifică dacă acea cercetare e ok și dacă angajatorul a respectat regulile de securitate și sănătate în muncă. În cazurile în care avem o victimă decedată, atunci inspectoratul teritorial de muncă face toată ancheta se verifică dacă acel angajator a respectat legea și au mai fost, chiar anul ăsta a fost acel incident în zona Podul de Fier, unde a fost incendiul ăla. La asemenea evenimente, unde evenimentele sunt mai grave, tot inspectoratul teritorial de muncă verifică accidentul de muncă. Ceva mai devreme spuneați că ajung la ITM foarte multe petiții în această perioadă. Cele mai multe reclamații, ce vizează? De ce sunt nemulțumiți cei care apelează la ITM? Cele mai multe reclamații au fost într-adevăr pe drepturi salariale. E într-adevăr o perioadă grea și poate, și mai ales drepturile salariale pentru ultimul salariu. Noi, în principiu, noi ca instituție, prioritatea noastră sunt petițiile și în contextul în care, eu știu, avem în medie, cam luna trecută am avut 100 de petiții la nivel de inspectorat. Atunci noi mergem întâi să verificăm petițiile și după asta încercăm să ne facem și celelalte treburi. În zona drepturilor salariale neachitate, Inspectoratul Teritorial de Muncă verifică angajatorul în contextul în care s-a stabilit, s-a constatat că acel angajator nu s-a plătit drepturile salariale. Și aici mă refer nu numai, eu știu, ultimul salariu, mă refer și la dreptul la concediu, mă refer și concediile medicale, intră cu totul. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Aș vrea doar să spun că am avut sancțiuni destul de multe pe zona asta, numai că dacă acel angajator nu vrea să plătească salariu, persoanele care reclamă acest lucru se pot îndrepta către instanță, pentru că noi mergem, sancționăm angajatorul conform legii 108 pentru neîndeplinirea măsurilor lăsate, în contextul în care el totuși nu plătește. Am avut și cazuri de genul ăsta, e destul de complicat. Dar în contextul acestei pandemii cu care ne confruntăm și în contextul acestei crize economice despre care auzim, sunt mai mulți angajați care nu și-au primit salariile față de alte perioade normale? Sau încă nu ați făcut bilanțul să ne spuneți exact cu cât a crescut Să spunem că raportat la, eu știu, la începutul anului, vă pot spun, cazurile într-adevăr au fost mai multe, dar aș vrea să vă spun și un, eu știu, neapărat un paradox. Dar dacă mă uit la angajați, efectiv, ca persoane angajate la nivel de județul Iași, sunt mai multe persoane angajate decât la 1 ianuarie 2020. Deci, cumva, perioada asta era oricum o perioadă, un trend în creștere a angajaților și este clar că atunci se întâmplă și incidente din punctul ăsta de vedere.
în ce situații angajații, de fapt, ar trebui să apeleze la ITM? În contextul în care au probleme pe securitatea și sănătatea muncii, și aici să o discutăm mai direct pe înțelesul telespectatorilor, angajatorii care nu dau echipament de protecție, și aici mă refer la acele măști, acele mănuși, acel dezinfectant unde angajatorii au obligația ca angajații să poartă aceste echipamente. Și aici să le pună la dispoziție. Să le pună la dispoziție. Nu? Și aș ruga persoanele care, eu știu, s-au întâlnit cu aceste cazuri să facă o cerere, să facă o petiție către Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru că noi considerăm că, cum să vă spun, perioada asta este o perioadă grea pentru tot. Și dacă nu o să respectăm aceste reguli, nu cred că va fi bine pentru nimeni. Angajatorul poate fi sancționat dacă nu oferă aceste măști dezinfectanți? Amenzile sunt între 2.000 de lei și 10.000 de lei. Și tot în acest context v-aș întreba despre controlele desfășurate în echipe mixte, în echipe cu polițiști, jandarmi, poliția locală. Cum se desfășoară aceste controle și cât de dese sunt? Aceste controle le facem de aproximativ din luna iunie, dacă nu mă înșel, nu am exact datele. Cam de la începutul verii, așa? Sunt vizate anumite firme sau nu neapărat? Nu, noi am verificat mai ales tot activitățile care s-au deschis treptat, să înțelegem. Și aici mă refer la zona teraselor, cluburilor, în aer liber. Am făcut controle de weekend, vineri, sâmbătă și duminică. Am verificat terase, am verificat inclusiv piscine. Practic s-a verificat modul în care sunt respectate măsurile de limitare a acestui COVID-19 și controlele vor continua, aceste vor controle continua mixte? Și le vom intensifica având în vedere faptul că la 1 septembrie s-au deschis și restaurantele și la fel sunt măsuri care trebuie să respectate. Toți inspectorii sunt pe teren, chiar dacă vorbim de inspectori de relații de muncă sau inspectori de securitate, sănătate, muncă, toți facem același lucru. Capacitatea de muncă a inspectorilor în această perioadă este mult mai mare? Se simte această presiune? Având în vedere și petițiile, având în vedere și, eu știu, presiunea care este, încercăm, să vă spun, să acoperim tot timpul. Deci mergem, sunt inclusiv și eu ca inspector șef, am fost în control în toată perioada asta, cel puțin o zi, în weekend, încercând să acoperim cât mai multe zone. Deci să mergem în control inclusiv în weekend, inclusiv noaptea, inclusiv în zilele libere. Și am început în următoarea perioadă controle în județ, controle în tot județul. Este o acțiune prin ordinul prefectului, în colaborare și cu mai multe instituții, verificăm toate activitățile care s-au redeschis. Chiar mai devreme am dat o știre cum că Iașiul este pe locul 1 în România după numărul de cazuri noi de COVID-19. În multe instituții din județul nostru sunt focare, au fost cazuri de COVID-19 și la inspectorat. Și ce măsuri luați pentru limitarea acestui COVID chiar în interiorul inspectoratului? Din fericire, în inspectorat nu am avut cazuri până acum, sperăm să nu avem. Încercăm să respectăm și noi acele reguli stabilite de lege, să încercăm să avem cât mai puțin, eu știu, contact cu persoanele care vin la ghișeu, rugăm persoanele care pot să transmită și au posibilitatea de a transmite documente, să le transmită pe mail-ul inspectoratului, dacă îmi dați voie să-l spun, itmiaș@itmiaș.ro. Acolo pot trimite cereri privind eliberare de adeverințe, cereri privind eliberare de copie după revisaluri, cereri privind parole pentru revisaluri. Deci, în mare parte, solicitările pot fi rezolvate, pe mail. Pe mail online, dar sunt și cazuri când se formează cozi? Sunt și cazuri când se formează corți, atunci colegii mei intervin și mai deschidem un ghișeu ca să încercăm să nu aglomerăm instituția. Am încercat să limităm accesul persoanelor străine din
din afara inspectoratului. Avem acel termometru care îl folosim în fiecare dimineață, pentru că e într-adevăr un element care ne poate ajuta. În contextul în care un coleg de-a nostru, eu știu, are o problemă legată de, sau are una din simptome, atunci sta acasă, că altfel, dacă nu mai putem să ne desfășurăm activitatea. Și un aspect important care mi-a scăpat, revenind la legalitatea contractelor de muncă, la ce să fie atenți, la ce trebuie să fie atenți oamenii atunci când semnează un contract de muncă? În primul și în primul rând, aș vrea să fie atenți la fiecare spațiu care trebuie să-l completezi într-un contract de muncă. Le mai spun persoanelor care semnează un contract de muncă să semneze pe fiecare pagină acelui contract de muncă, să aibă grijă cine este angajatorul, este foarte important, durata, timpul de muncă și salariu. Pentru că de foarte multe ori ei, eu știu, semnează un contract de muncă pe salariu minim pe economie, că angajatorul după o perioadă nu-i plătește decât salariul prevăzut într-un contract și vin și reclamă la Inspectoratul Teritorial de Muncă că el de fapt s-a înțeles și că... De unde ar putea să se informeze corect? Pe site-ul ITM găsește toate un viitor angajat, să spunem așa? Toate aceste informații noi le-am postat pe site-ul inspectoratului. Avem acele comunicate, sunt comunicate care încercăm să le dăm în toată mass media și să încercăm cât de cât să evităm aceste neplăceri. Iar în ceea ce privește accidentele de muncă, în majoritatea cazurilor, angajatorii sunt vinovați sau nu neapărat? Acum, ce să vă spun, cercetarea, dacă e să le urmărim la modul general, vorbim de nepurtarea echipamentului de protecție corespunzător. Și aici intervine cazul în care angajatorul nu-i pune la dispoziția angajatului acel echipament, dar de cele mai multe ori am identificat cazuri în care persoanele nu-l poartă. Și aici vreau să fac o paranteză, am identificat persoane care lucrau la înălțime și nu aveau acele centuri de siguranță. Trebuie să înțelegem că acea centură de siguranță face diferența între viață și moarte. Și în contextul în care nu purtăm acea centură, lucrurile se complică. Vorbim de neatenție, de o secundă de neatenție și lucrurile se complică. Și de asta încercăm să le spunem acelor angajați care nu poartă acel echipament și acelor angajatori care nu pun la dispoziție acestor angajați aceste echipamente și nu, până la urmă, nu că neapărat e obligat, dar trebuie să le spunem că regula este regulă, se complică lucrurile. Dar sunt și situații în care este sancționat angajatul? Au fost, în principiu... Poate fi sancționat și angajatul, dar... Bănuiesc că în urma unei anchete dar încercăm cumva să limităm aceste lucruri și încercăm să le explicăm angajatorilor. N-am avut cazuri în care am amendat angajatul, dar ei dar vin angajați, angajatorii vin și ne spun, știți, noi am pus la dispoziție centura, dar nu poartă. Zic, ok, dacă nu poartă, dă-l jos atunci. Încearcă să-i face acel instructaj pe care trebuie să-l faci în fiecare zi, trebuie să semneze acea fișă de protecție a muncii și în contextul în care angajatul nu vrea să respecte, atunci ai posibilitățile legale de... Ne apropiem de sfârșitul jurnalului, ne anunță colegii. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Spor în toate. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sper să ne mai vedem. Așa va fi. Vă așteptăm și noi și cu alte noutăți. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți.